Să crești un copil e destul de greu, dar doi. Da, doi băieți. E, se întâmplă deseori ca mamele să fie prezente aici în studioul Vorbelor Bune. Astăzi însă am decis să invităm un tătic modern care a decis o bună parte din timpul său liber să-l ofere creșterii celor doi pici ai familiei. Ce activități fac împreună, cum reușește să îi împace, dar și cât de important este să cultiv dragostea între frați, aflăm în aceste momente de la Tudor Cevan. Mă bucur foarte mult că este în platoul nostru. Salutare! Salut, salut! Bine salut. Ai venit! Bine, ia loc pe canapea! Mersi. Ești unul dintre puținii bărbați care deschis oferă sfaturi sau cel puțin din propria experiență lecții cum să crești copiii într-o familie armonioasă. În curând vei oferi și sfaturi online. Frate, dar... Mama e a mea. Cumva, foarte multe cupluri încă nu se decid la al doilea copil, gândindu-se cum o să se simtă cel mare? O să fie gelos? E o dilemă exact, a multor părinți. Exact, da, e o dilemă. Mersi tare mult chiar că ai spus despre aceasta. Pentru mine tot a fost o dilemă, fiindcă eu credeam că, uite, am avut un copil, da, îl avem pe primul și a doilea, o să știm ce facem mai departe. L-am crescut primul, creștem și pe doilea, dar nu e chiar așa. Eu când am început a cerceta, zic, hai să văd cum să mă pregătesc, m-am pregătit pentru primul să văd și cu a doilea ce se va întâmpla. Și uite că cercetând ce se poate întâmpla, am înțeles că, oh, stai că eu pentru a doilea încă nu sunt gata. Și tot așa... Da, de schimbat scuticile, da, dar e vorba de altceva acolo. Exact, anume de conexiunea aceasta între frați, frate-soră sau soră-frate-soră-soră, e cum să creăm conexiune, cum să vorbim cu ei, cum să pregătim. Eu nici nu știam că trebuie să-l pregătesc pe ăsta mai mare, că o să vină un bebeluș. Pe urmă i-am aflat, că noi când îi spunem, uite, tu ai să ai un frate, era ceva de genul că el își imaginează că o să vină deodată un frate cu care se va juca, să-i dea o jucărie. Și va vorbi și va face totul. Da, dar aici, hop, trebuie să-l pregătim, îi spunem, băi, o să fie un bebeluș mic, hai să-ți arăt, uite, când mergem pe stradă, acesta e un bebeluș mic, acesta încă nu poate face nimic, dă din mâini, din picioare, numai. Și pe urmă, încet facem conexiunea între ei, deci e tare curios. Adică de când începe pregătirea pentru suplinirea familiei? Eu aș spune din momentul în care deja știți, da, că când știu mai mică că este gravid, ar fi bine să-i spună și copilul, sau cel puțin când apare burtică. Pentru ăștia mici, timpul trece foarte greu. Dacă vă aduceți aminte când erați mici, deci un an pentru noi era, oh my god, cum se zice, până treceau un an, treceau foarte multe. Așa că dacă putem să așteptăm până burtica apare și să spunem că uite, în burtică crește un frățior, o surioară, tot o să fie bine, o să apară la noi în familie încă o persoană care nouă tare ne place, pe care tare o iubim, la fel cum te iubim și pe tine. E foarte important de menționat că noi îl iubim pe ăsta mai mare, fiindcă odată cu venirea unui copil nou la noi în familie, ăsta mai mare se simte un pic mai neglijat. El simte că toată atenția noastră e un pic împărțită. Deci de asta noi ne pregătim și pe noi, și pe el, și pe toți. Sunt foarte multe chestii interesante. Un alt moment foarte important este maternitatea. Până atunci, copilul mare este împreună cu mama și cu tata, aparține 100%. Exact. La un moment dat, un membru al familiei nu mai este acasă. Și momentul întâlnirii, cum trebuie să se pregătească părinții pentru asta? E foarte important ca copilul mai mare să nu aibă multe schimbări. Iar părinții cum se pot pregăti? Ei din timp să știe cum va fi procesul acesta. Uite, noi, spre exemplu, luni plecăm la maternitate, venim joi. Ce vom face până noi nu suntem acasă? Copilul cu cine va stea? Să pregătească cu cine îl va stea? Mai departe, cu bunica. Am mai stat mai înainte cu bunica sau nu? Am mai stat peste noapte sau nu? Vine tatăl acasă sau nu? Deci, sunt niște momente să noi un pic să ne gândim pas cu pas înainte. Uite, jumate de oră, pur și simplu, stăm cu soția, discutăm și uite ce se va întâmpla, cum se va întâmpla și ce facem.
ca să nu fie un șoc extrem pentru copil, că uite, salut, dragul nostru, acuși vin, mă duc până la maternitate și mă duc să-ți cumpăr un frate sau o soră. Știu că mulți părinți practică oferirea unui cadou din partea bebelușului pentru fratele sau surioara mai mare. Am făcut și noi așa pentru Amelie. Da, eu tot când am aflat de tehnica aceasta, am spus că asta e super mega... ideea numai decât facem aceasta, aflăm din timp cam ce cadou ar vrea el și pe urmă când venim cu bebelușul acasă, luăm acest cadou și îl oferim. Deci, din partea bebelușului. Exact, din partea... Noi spunem că uite, bebelușul, uite la el și așa mai departe. Nu, el singur pe urmă să vină și o să vadă. Stai să vedă ce e acolo bebelușul. Nu îl dăm așa în față. Zic, uite bebelușul, nu, așteptăm un pic. Și când noi îi oferim cadou și spunem că, uite, bebelușul nostru e foarte fericit că vine la noi în familie, el e foarte fericit că o să aibă un frate mai mare, o soră mai mare și te-a dus și un cadou ție. Și atunci el, copilul mai mare, o să fie așa de fericit, el nu să-l interesez de unde a luat el cadou, când s-a dus, o cumpăra. Tot el cumpăra cadou ăsta. Nu, el o să fie așa de fericit, cum eu spun și în curs, că... Parcă Superman a intrat în casă și el deja știe ce eu vreau și el deja e mult mai predispus la cooperare când noi îl rugăm să ne ajute cu ceva. Gelozia. Există gelozia între copii. E un lucru inevitabil și natural până la urmă. Cum gestionăm astfel încât totuși să crească prieteni, frații și surorile? Gelozia, hai să zicem așa, ea nu apare ca și bebelușul, dar hop și a apărut gelozia. Ea apare câte un pic și noi... Ar fi bine să monitorizăm câte un pic ce se întâmplă, când ea apare, de ce apare și în ce momente. De obicei, gelozia, după toate cercetările mele și cum eu am făcut, a fost că ea apare atunci când este mai mare, nu își ia doza de dragoste din partea noastră, de afecțiune și alte chestii. Și dacă noi putem dezvolta sau să-i suplinim această dragoste copilului mai mare, gelozia o să fie mult mai mică. Da. Oricum o să apară momente, fiindcă cel mai mare, el se adaptează la noul lui rol de frate, la noul lui rol de a împărți atenția în familie și o să apară, chiar este și așa o noțiune de regresie un pic când el spune, eu tot sunt bebeluș, eu tot vreau suzetă, eu tot vreau pampers, eu tot vreau chestii de genul acesta, dar în momentul în care noi îl ajutăm, îi explicăm ce se întâmplă, totul trece mult mai ușor. Dar gelozia oricum o să apară și noi ar fi bine să-i spunem, da, eu înțeleg că vrei atenția mea, acuși facem, ne ducem, ne distrăm sau îl asigurăm că totul este bine și noi suntem acolo. Așa, odată cu creșterea copiilor apare alt lucru. Părinții cred că dacă sunt frați, vine de la mama și la tata, ar trebui să fie tot una. Da. Să gândească la fel, să vrea la fel, copiii sunt diferiți. Cum trebuie să înțeleagă părinții acest lucru? Cum a fost la noi, eu din start am văzut că ei sunt total diferiți. Da? Cristi, deci, copilul mai mare, el era un pic mai activ, mai multă atenție dorea și așa mai departe. Copilul mai mic, el e mai liniștit. Dacă noi suntem alături, e ok. El singur stă, singur crește, cum noi spune. Fiindcă el își ia doza lui de atenție. E foarte important să înțelegem că ei sunt deja două personalități diferite. Și le dăm voie să se dezvolte în stilul lor cum ei vor. Dar aici tot e curios, fiindcă dacă sunt doi frați, frate, sau două surori, sore și sore, ăștia mai mici încearcă să copie la maxim ceea ce fac ăștia mai mari. Și în momentul acesta noi cumva să-i ajutăm, să spunem că, uite, e ok să faci ceea ce face și sora mai mare, dar ar fi bine să faci tu ce poți, ce vrei. Și să-l încurajăm, să-l întrebăm, dar tu ce vrei să faci? Că de obicei, cum se întâmplă? Noi venim și spunem, băieți, Cristi, vrei să mergem la plimbare sau la o înghețată sau undeva în parc? Și ăsta mai mic întotdeauna se uită la ăsta mai mare. Ce facem, știi? Așteaptă confirmarea de la... Exact, și ar fi bine să-l ajutăm să se dezvolte singur așa cum el ar vrea. Așa, pentru că ai venit astăzi la noi și ne-ai oferit atâtea sfaturi, să știi că și noi avem pentru tine un mic cadou, un cadou care prinde bine în toate casele unde sunt copiii mici. Da, Pampers Active Baby menține pielea uscată și protejată până la 12 ore, așa că ca să ai tu timpul ăla să lucrezi. Iată când lucrează tata. Ziua stă cu picii, noaptea muncește. Spor și inspirație în continuare
să ajuți mai multe familii, pentru că în mare parte ești urmărit de femei. Da, dar și tătici încep apar. Deci mulți tătici deja apar, mult mai mulți decât erau 5 ani în urmă. Și eu mă bucur, chiar îmi scriu și îmi spun experiența lor și mămicile, așa că bravo la toți, mersi tare mult și... Keep doing it. Da, e adevărat, trebuie să se implice atât mama, tata, frați, surori, bunei, cumva trăim într-o societate și nu doar un om este responsabil pentru creșterea și educarea unei întregi generații.